Salut! Un video despre deplasarea pe terenul de tenis. Azi pasul încrucișat. Am super echipă. Antrenorul meu, Adi, mi-arată ce să fac. Iar preparatorul meu fizic, Flam, inventează exerciții ca să înțeleg cât mai bine. Pasul peste. Aleargă tare. Stop! Peste. Aleargă tare. Stop! Peste. Aleargă, peste și aleargă. Tare, stop. Bravo. Primul pas când mă întorc, să nu fie așa. Așa de mic. Primul pas dacă sunt exterior. Și am revenit. Dacă îs aici, am timp, e ok. Dar dacă îs aici, asta e diferent. Da, față de... Ia. Da, e mare diferență. Ai văzut până fac 3 pas sau dacă am făcut un pas, dar trebuie să fac pasul ăla, să fie de acolo, și să fie energic. Mă întorc cu șoldul și fac un pas mare, după care am venit și am făcut sprițe. Da? Bun, top. Atenție când după ce lovești mingea, vezi că tu lovești mingea, vezi că de mult nu vii stângul aici. E aproape prea în față, vezi că te răsucești aici. Prea mult în lovitură. Uite aici cap de stâng. Hop. În lateral. Hop. O să duce în lateral și în față, dar nu o să vină stângul aici. Da? Încearcă să îl pui un pic mai lateral. Exact, și atunci trebuie să vină în lateral. De ce? Pentru că tu te duci... O să vină răsuflit, dar o să vină răsuflit că când te pui un pic cu brațul în față. Dacă tu faci asta, îți pleacă tot corpul spre exterior, spre dreapta. Deci se duce prea mult pe cross, da? Plus, ca asta vezi, automat te dezechilibrează. Și când te duci după aceea, nu uite, m-am dus, am venit aici, după care... Iară primul pas peste. Da, un pas, energic. Nu, uite, dacă am împins, uite. Am dus, aici am aterizat jos. Uite, de aici direct am transferat greutatea. Și m-am împins, din picior. Și uite, m-am împins din cor. Da, să mă întorc.
Dacă v-a plăcut, încercați și voi. Nu e chiar așa de greu. Nu uitați să vă abonați în curând un nou video.